Să facem față unui diagnostic de cancer sau să sprijinim pe cineva care trece printr-o astfel de situație poate să fie copleșitor și foarte dificil. Cu toate acestea, există speranță și lumină pentru orice tip de încercare. Vă așteptăm la o întâlnire specială în care vom discuta despre cum putem să facem față unui diagnostic de cancer și despre cum putem să fim alături de cineva care trece printr-o astfel de boală gravă. Vom discuta despre ce cuvinte să folosim, cum să încurajăm, ce acțiuni să facem și despre cum putem să-L aducem pe Hristos și speranța sa în mijlocul unei astfel de situații. Iată subiecte despre care vom conversa duminică, 29 octombrie, de la ora 18, la Biserica Adoratio. Sunt Violeta Goron, fondator și director al Casei Filip. Te așteptăm cu mare drag!